Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Este un an nou și aș vrea ca acest prim videoclip să fie unul puțin diferit față de ceea ce am mai văzut la noi pe canal. Astăzi vom discuta despre un nume care nu a apărut mai deloc aici, la cel.ro. Este vorba de iHunt. Și da, înainte să-mi săriți în cap și să-mi spuneți că v-au plătit iHunt să faceți un review, nu, acest review nu este plătit. În schimb, dintr-o pură întâmplare, am avut ocazia să am pe mână, în această mini-vacanță, un iHunt Cyberwolf. Da, numele nu spune nimic, dar dispozitivul acesta este mai mult decât pare și decât ceea ce întâlnești pe hârtie. Hai să vedem despre ce este vorba și de ce am rămas cucerit de un telefon mid-range, nici măcar mid-range, de la un brand românesc. Înainte de a trece la treabă, aș vrea să vă povestesc despre o practică pe care o regăsim în absolut orice industrie. Și această practică este următoarea. Poate nu ai bani să-ți deschizi o fabrică. Și ce faci? Vorbești cu un OEM sau un ODM, adică Original Equipment Manufacturer sau Original Design Manufacturer, și pur și simplu vei cumpăra de la el un batch de X bucăți pe care îți pui propriul tău brand. De ce se practică acest lucru? Pentru că este mult mai ieftin să mă duc la o fabrică ce știe deja să facă telefoane, să spunem, în cazul acesta, și să-i zic, măi, vreau 1000 de bucăți din telefonul ăsta, cu brandul acesta, cu caracteristicile software acestea, caracteristicile hardware acestea și așa mai departe. Și atunci când cel care are fabrică primește o astfel de comandă, evident că lui îi e mult mai ușor să pună în practică și să producă un dispozitiv decât, eu știu, Samsung, Apple, Nokia și așa mai departe, care nu fac acest lucru. Ei nu au posibilitatea, clar au posibilitatea să fabrice pentru altcineva, dar nu or să facă acest lucru. În schimb, chinezii sunt foarte buni la chestia asta și o să găsești pe piață o grămadă de telefoane care au aceleași caracteristici software și hardware, în schimb sigla este diferită. Și câteva branduri sunt Blackview, Okitel, Gioni și așa mai departe. Dacă vă mai aduceți aminte, Allview avea în portofoliu niște telefoane care semănau foarte, foarte mult cu Vivo. De ce? Pentru că la un moment dat puteai să te duci la Vivo și să-i spui, băi, vreau modelul ăsta, 10.000 de bucăți, fabrică-mi-le și cu asta basta și punem sigla pe ele. În orice caz, practica aceasta nu este un lucru rău, pentru că îți poți construi propriul tău brand, propriul tău public țintă și proprii tăi fani. Evident, dacă te ții de marketing și dacă îți ții promisiune. Acum, nu știu foarte multe despre iHunt, nu știu despre experiența pe care o ai atunci când îți cumperi un dispozitiv iHunt. Tot ce știu este că telefoanele lor sunt foarte, foarte accesibile. Majoritatea se regăsesc în zona entry spre mid-range și își fac treaba fără absolut nicio problemă. Nu o să te dea pe spate cu actualizări de software, nu o să te dea pe spate cu hardware foarte competent și nu o să te dea pe spate nici cu designul original. Probabil numele, dar și felul în care arată telefoanele se vor asemăna cu Samsung, Apple și așa mai departe. Nu este un lucru rău, atâta timp cât îți oferă un dispozitiv care să-și facă treaba bine. Și acest lucru s-a întâmplat cu acest iHunt Cyberwolf. Inițial, am avut o curiozitate despre camera care funcționează pe întuneric. Da, și vom vorbi despre acest lucru imediat, dar până atunci, hai să ne uităm la telefonul în sine, pentru că este unul foarte, foarte robust, este un telefon rezistent la praf, la apă, IP67, o să-l scapi pe jos și nu va avea absolut nicio problemă. În schimb, motivul pentru care este gros nu este neapărat că are o construcție rugged, ci și faptul că are un acumulator de 10.000 de mAh. Da, poți încărca un alt telefon de la acesta sau poți să-i folosești bateria pentru a-l ține în viață 3, 4, dacă nu chiar 5 zile, în funcție de cât de grav îl utilizezi, îl stresezi sau îl
forjezi. Cam asta ar fi de spus despre construcție. Este un material plastic cauciucat, avem margini care imită aluminiul, în schimb sunt din plastic, sunt prinse cu șuruburi, iar designul îți lasă impresia că este un dispozitiv dintr-un film SF, probabil de unde și numele Cyber Wolf. Buton de volum plus pe partea dreaptă și volum minus, alături de butonul de power, un senzor separat de amprentă care funcționează fără absolut nicio problemă și este rapid, iar pe partea din stânga avem un sertar pentru memorie SD și SIM. Evident, dacă vrei să folosești funcția de dual SIM, va trebui să renunți la cardul de memorie, însă nu consider că este un lucru chiar atât de rău, pentru că înăuntru vom găsi 128 de GB spațiu de stocare intern, alături de 8 GB RAM. Mai jos avem un buton personalizabil, un tap, ce aplicație vrei tu, un tap îndelungat, din nou, ce aplicație vrei tu. Și apreciez foarte mult acest buton, pentru că atunci când vine vorba de telefoane utilitare, când ai nevoie de diferite aplicații sau de diferite funcționalități, vrei să le ai la îndemână. Și în acest caz, ți le poți personaliza cu ajutorul acestui buton. Din nou, un lucru care m-a surprins foarte plăcut, deoarece alte telefoane pe care eu le-am testat aveau acel Google Button și ai opțiunea să-l dezactivezi sau să-l lași activat pentru Google Assistant. Ceea ce nu mi se pare neapărat un lucru ok, în ideea în care dacă tot am un buton, lasă-mă să-l folosesc, lasă-mă să-l personalizez. Poate nu vreau să folosesc Google Assistant, poate vreau să folosesc alt asistent sau poate vreau să-mi deschid lanterna, Shazam, aplicațiile, notițele și așa mai departe. Acesta merge customizat, să spun așa, după bunul vostru plac. Hai să vorbim puțin și despre ecran. Un IPS Full HD Plus, un IPS decent, aș putea spune, nu este nici cel mai luminos ecran din lume, nu este nici cel mai precis ecran din lume din punct de vedere al culorilor, în schimb îți oferă o experiență vie, te poți uita pe Netflix, pe YouTube, poți să te uiți la poze, poți să consumi multimedia fără absolut nicio problemă. O singură steluță am aici de adăugat, la ecran se vede puțin ghosting-ul. Nu că m-ar deranja în mod particular, dar având în vedere că suntem în 2021-2022, cam acest lucru n-ar mai trebui să fie prezent pe majoritatea telefonelor, chit că sunt entry, mid sau high-end. În orice caz, nu este un capăt de țară, îl vei observa doar dacă ai niște ochi foarte agili sau cauți în mod activ chichițe la un dispozitiv, cum facem noi atunci când testăm sau când vrem să vedem care este experiența de utilizare pe un telefon, monitor, bla 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 bla. Mai departe, hai să vorbim puțin despre performanța acestui dispozitiv. Avem un chipset MTK Dimensity 700, 8 GB RAM și scorurile în Geekbench sunt următoarele: 538 de puncte în single și 1599 de puncte în multi. Având în vedere că nu este un dispozitiv ce se dedică utilizării generale, aș putea spune că aceste scoruri sunt mai mult decât decente. Sunt în stare să ruleze mai multe aplicații în fundal și cu toate acestea nu vei avea lag în interfață sau dacă deschizi un browser să cauți ceva informație pe internet, iar apoi vei deschide camera să pozezi un panou de energie sau mai știu eu ce alte chestii întâmpini în viața de zi cu zi, în momentul în care ești acolo pe teren și îți faci treaba. Sistemul de operare este Android 11, nu este cea mai recentă versiune. Nici nu mă deranjează în mod particular acest lucru, în schimb aș fi vrut să am un patch de securitate mai recent, dar cine știe, poate pe viitor acest lucru se va rezolva și securitatea va fi îmbunătățită. Dar, din nou, având în vedere că nu este un telefon ce se dedică utilizatorilor ca mine sau ca voi sau ca cei care pur și simplu stau toată ziua pe rețele de socializare și consumă multimedia, nu văd o problemă în acest lucru. De asemenea, avem conectivitate 5G, Wi-Fi AC și NFC în cazul în care ai nevoie să faci plăți sau vrei să folosești acest telefon pentru a verifica alte carduri ce folosesc această tehnologie. Adică, în cazul în care lucrezi la o firmă, poți să ai un software custom, acel software custom poate să acceseze cititorul NFC de pe acest telefon și în cazul în care ai nevoie, poți să scanezi diferite taguri și așa mai departe. Adică utilitatea lui este dincolo de ceea ce facem noi zi cu zi
cu un dispozitiv obișnuit. Am încercat să mă joc. PUBG a rulat mai mult decât decent, evident nu cu Ultra HD Graphics și așa mai departe, dar jocul rulează, nu s-acadează, nu se încinge telefonul și atunci am zis, băi, de ce nu? Chiar este o experiență destul de interesantă. Pe lângă PUBG, am mai avut o curiozitate și este prima oară când testez pe un telefon, în afară de al meu personal, și vă povestesc și vouă despre acest lucru. Este vorba despre emulare. Și am folosit un emulator pentru PlayStation 1 și PlayStation Portabil. Nu am să vă povestesc despre cum face aceste jocuri să funcționeze pe un telefon cu Android, pentru că nu este cea mai ortodoxă metodă și ar fi de preferat să ai consola în original și jocurile de asemenea în original. Mai departe, poate voi face un videoclip despre acest subiect, dar tot ceea ce trebuie să știți este că emularea pe acest dispozitiv merge fără absolut nicio problemă. Majoritatea jocurilor pe care le-am testat au rulat în 60 de cadre pe secundă și în cazul în care ai un controller ce se conectează prin Bluetooth sau direct prin mufa USB, nu vei avea absolut nicio problemă să-ți transformi genul acesta de telefon într-o consolă portabilă. Motivul pentru care am testat acest lucru este bateria mare, foarte, foarte mare, de 10.000 de mAh, cea pe care am menționat-o mai devreme. De ce? Majoritatea telefoanelor noastre au baterie între 3, 4 sau 5.000 de mAh. În momentul în care deschizi un emulator și vrei să te joci o oră și jumătate, două ore, mai ai aproape jumătate din baterie și acest lucru nu este neapărat indicat în momentul în care pleci de acasă și chiar ai nevoie de telefon, să-ți consumi bateria jucându-te. În orice caz, există baterii portabile și așa mai departe. Telefonul acesta ai putea spune că este o baterie portabilă cu funcție de telefon. Hai să vorbim puțin și despre camera foto, care pe hârtie ar fi extraordinar de bună. Conform ambalajului avem 48 de megapixel senzorul principal și 32 de megapixel camera pentru selfie. Cu aceste numere ar trebui să scoți niște fotografii bune, dacă nu ultra bune. Evident, nu este cazul acestui telefon, pentru că acesta nu se axează pe fotografie. În schimb, are o cameră puțin diferită, și anume Night Vision de 20 de megapixeli. Și da, își face treaba în ideea în care poți să vezi pe unde mergi și poți să vezi ceea ce se află într-o cameră atunci când este beznă totală. Nu are legătură cu night modul obișnuit pe care îl știm noi de la telefoanele obișnuite, este pur și simplu o cameră ce îți permite să vezi ceea ce este în jurul tău, în întuneric, cu ajutorul tehnologiei laser. Mi se pare un aspect destul de interesant pentru că de obicei telefoanele de genul acesta vin cu diferite capabilități. Acesta are night vision, alte telefoane au cameră ce îți indică temperatura diferitelor obiecte. Altele au o probă pe care o poți monta ca accesoriu și o introduci într-un orificiu destul de îngust să vezi ceea ce se întâmplă acolo, cum ar fi, nu știu, blocul motor al unei mașini. Habar n-am, nu știu. Sunt diferite scenarii pentru diferite utilizări. Calitatea foto nu este rea, HDR-ul își face treaba cât de cât, dar din nou nu are sens să judec acest telefon cum fac cu telefoanele mid-ranger și așa mai departe, pentru că nu este cazul, fotografia nu este punctul lui forte și nici măcar nu vrea să fie punctul lui forte. Există o cameră acolo cât să poți să faci o fotografie la nevoie. Hai să vorbim puțin și despre prețul lui, care momentan este în jur de 1600-1700 de lei. Dacă stai să te gândești, este un telefon destul de scump, pentru că nu are un procesor foarte puternic, pe partea audio nu excelează, dar clar se aude mult mai bine decât majoritatea telefoanelor de genul acesta, aka rugged phones. Dar ce mi-a plăcut mie foarte mult este că ține bateria și nu doar pe hârtie, ține bateria și în realitate. Și am să vă spun sincer, nu am încărcat acest telefon de când l-am scos din cutie și acest lucru s-a întâmplat anul trecut, înainte de Crăciun, și a stat închis doar între, cât era? Între 24 și astăzi. 3. Deci între 24 și 3 a stat închis, nu a avut absolut nicio problemă să-și piardă energia cât timp a fost închis, pentru că am mai întâlnit acest lucru și la alte telefoane. Și cu toate acestea, după ce m-am jucat, după ce am instalat aplicații, după ce am rulat testul sintetic, m-am uitat la wallpaper pe internet.
m-am testat camera și așa mai departe, mai am 46% baterie de la 68% cât avea el când l-am desfăcut, ceea ce mi se pare mai mult decât decent atunci când vine vorba de utilitatea unui telefon mobil. Chiar dacă este un pic mai scump decât un telefon mid-ranger obișnuit, pentru că dacă stai să te gândești, de banii acestui telefon poți să ții un A52 care are un ecran net superior, o cameră net superioară, performanța este mult mai bună, în schimb nu ai bateria foarte mare și nu ai nici rezistența unui astfel de telefon. Deci, practic, e ca și cum ai compara mere cu pere. Un rugged phone e un rugged phone și un telefon obișnuit rămâne în continuare un telefon obișnuit. Chiar dacă îi pui o husă ultra butucănoasă, chiar dacă vrei tu să-l protejezi, nu este un rugged phone. Dar sunt foarte curios să aflu și părerea voastră despre acest dispozitiv, măcar așa cât ați înțeles din acest videoclip. Dacă ați luat în considerare să cumpărați un iHunt ca și rugged phone și dacă acest telefon v-a schimbat părerea despre genul acesta de branduri. Primul telefon care îmi vine în minte atunci când mă gândesc la acesta este Nokia XR20. Acel telefon mi-a plăcut cum este construit, mi-a plăcut experiența de utilizare, dar din nou sărea de 2000 de lei. În orice caz, până data viitoare știți ce aveți de făcut, ne auzim în secțiunea de comentarii și ne vedem videoclipul următor cu o mică surpriză. Bine, surpriză pentru voi, pentru mine nu este chiar atât de plăcut. Este vorba despre un pariu pe care l-am pierdut și va trebui să folosesc un anume telefon. Și când zic telefon, este telefon, nu smartphone. Salut!